și bine ați venit! Domnule prim-ministru, vă așteptăm alături de noi cu un mesaj de salut pentru această mare de oameni. Domnule Coman, câteva clipi vă rugăm, de la ziarul de gardă. Vă rugăm mult. Haideți că vă așteptăm. Vă rog mult. De pe 15 decembrie activează târgul. Acești agenți economici sunt aici. Sigur că da, sigur că da. Ați cumpărat de la ei lucruri. Și dumneavoastră nu puteți spune cine sunt ei, numele lor. Bine, banii o să-i achitați în integral. Sunt peste 200 de contracte. Sunt peste 200 de contracte. Informația care o solicitați dumneavoastră. Da, este la 13 decembrie. A, nu știu, la noi a ajuns mai târziu. Îmi pare foarte rău. Nimeni nu are de gând să ascundă ceva, că sunt bani publici. Păi dumneavoastră astăzi erați în birou când am venit și nici nu ați vrut. Nu eram în birou, eram ocupat în pregătiri. Eram ocupat în pregătiri. Nu tratați greșit. Da. Nu pot să vă primesc. Acum nu poate, este ocupat sau să așteptăm? Nu, v-am spus că nu poate să vă primească, are probleme. Nu, mai scurt nu poate să vă primească. Păi mai târziu sau când? Că dumnealui astăzi oricum ești la serviciu, nu? Nu, îți vede că nu vreau să vă presiei de vorbă dumneavoastră. V-am spus că nici nu e directorul pe loc aici. Secretar a sunat. Păi numai ce era, că a intrat un domn la dumnealui, cum adică nu este? Vede că o ieșit, că el poate să și pe bradul în partea aceea, iese, are ieșări, are... Banii încă n-au fost cheltuiți, banii sunt la cont. Astăzi târgul se încheie, după care informația care a solicitat-o dumneavoastră, că cu cui s-a plătit, urmează să o sistematizăm pe parcursul a câtorva zile. Eu vă promit, începând cu ziua de mâine, după ce noi începem a sistematiza toate cifrele, o să vă răspund la toate întrebările și o să vă dăm toate cifrele. Ați spus că trebuie să ne învățăm să ne odihnim ca în Europa, dar să reflectăm corect finanțele care au fost cheltuite pentru organizarea târgului de Crăciun, de ce nu se face? Cum nu se face? Nu ați văzut hotărârea de guvern pe care a fost aprobată? Nu am văzut, spre exemplu, un raport al executării bugetului pentru târgul organizat anul trecut. Câți bani s-au cheltuit, pentru ce servicii, căror fi? O solicitare și am toată certitudinea că veți obține această de ce nu este făcut? Informație, dar astăzi vă rog să vă bucurați de sărbători. Poftiți, vă rog, treceți în partea aceea și așteptați când o să iasă persoana protejată. Să-ți